E treaba cu partidele astea, domnule, la muncă. Doamnelor și domnilor, trebuie să explicăm mai bine în zona rurală cum e cu uninominalul. Uite, avem o idee de campanie de informare. Mamaie, ce știi matale despre uninominal? Da, nu știu nimic, dar are bolniță de azi, de bolnil, nu știu, e de rău. Uninominalul e foarte bun. Matale, ai o rătănii, să spunem, îmbătătură. Am porci, am rațe, găini, am corci, am biblii, azi atât în arătură, dar are bolnil în voie să dea. Lasă bre bolile alea de astea, lasă bolile, ne audești. Până acum votai la grămadă, rațe, porci, gâște, de acum poți să îi alegi după nume, sau să le alegi după nume cum ar veni. Cum îl cheamă pe porcul matale, de exemplu? Poșele îl cheamă, se tot îmbată ca porcul moșul meu. Lasă-mă, nu, lasă-l, bre, lasă-l pe moș. Cum îl cheamă pe porcul matale de acolo, din... Dar arbolin, el n-are un nume așa lui, n-are. Bun, dar orătănile au vreun nume, orătănile. Da, le-am dat, lasă, le-am dat nume, le-am dat. Da, le-am dat. Și cum le cheamă pe astea? Bolii de rație, bolii de gâște, bolii de curcă. Biblii, că a intrat viu la voi, parătură. E clar. O să voteze, doamnelor și domnilor, ca înainte. Și uite, așa o să intre și Vadim din nou în Parlament. Dar ar bolii linie. Dar ar bolii linie. Hai să-l, că i-am vorbit de Vadim. Să dea linie. A dat deja bolii linie. Să știți că eu zic... Ce ținută e asta? Vreau să vă spun că pe lângă cămașa aia cu mâneci lungi, și chestia asta ar putea să fie semnul electoral de la PRM. Ea să fi fost tovarășa Elena Ceaușescu americană, tot părerea asta o avea? Ha? Nu se mai poate așa ceva. Adică mafia americană în alianță cu ungurii, cu homosexualii, cu evrei și cu negri, ne-a declarat război, domne, iar noi vom lupta cu ea închei, domnilor. Iată, trupele mele sunt gata. Raportați-mă. Eu soy el comandante Che Guevara și dacă ne atacă vreunul băi Napoleoane, să mor eu, dacă nu-l... Auzi, mor și nu mai ai? Că nu mai am niște energie deloc, dragă. Domnule, zici, pe mine mă cheamă Gingis Khan. Luptă, Gingis Khan, să scăpăm țara de mafioți! Pardon, deci nu Gingis Khan, deci mi-e teamă că mă confundați. Deci eu sunt Gingis Khan, adică trag așa din când în când la gingie până cât un han. Auzi, o rugăminte, mai trebuie alcool ăsta sanitat. Ridică-te, Ioane, ridică-te, Gheorghe, la luptă! Cum te cheamă, măi, ăsta, mai bătrânelul? Sunt Lucian Boltaș, domnul Vadim. Niciun Vadim! Napoleon Bonaparte! O bună parte așa am crezut și eu. Ce se întâmplă? Aș vrea să mergem acum la sediul PRM, că a venit primăvara și trebuie să scuturăm saltelele. Haideți că este ora mesei. Pentru dumneavoastră, morfină. Pentru dumneavoastră, alcool sanitar. Și domnul Vadim, ca de obicei, mănâncă... Ceratec, domnule! Medicamente! Medicamente! Vă mulțumim! Mulțumim! Apropo de... Cărați-vă mâna, auzi! Băi, apropo de Ceratec, salut, Renel! Avem, bineînțeles, la cronicuță poezie. Romeo și Julieta în scena balconurilor. Ah, Julieta cu Breton, ți-aș cânta, dar sunt afon. Hai să mergem la plimbare prin pădurea asta mare. Poate concepem și un bebe. Ah, mă tăiați-o taxul, hrebe! Aș veni să te întâlnesc, însă oamenii vorbește și se află la palaturi că în post eu fac păcaturi. Ah, ce inime am în cui! Nu înțeleg nimic ce spui. De când faci politichie, bagi la dude în prostie. Hai odată, hai la mini, mi-a luat tata Lamborghini. Plecăm cu scârțieturi. Îți urez acum succesuri, deși ce sunt sătulă. Ah, vine tata în patrulă, în stomac am numai fluturi. Îți trimit multe sărute. Deputato, haide, du-te. Hai, du-te, du-te și lasă-ne, lasă-ne. Mulțumesc, iată, avem aici un copilaș. Ce melodii din comoara mătușii PSD-ului știm noi, copilaș? Nene, știu, prima melodie frumoasă e una ce așa. Un arogant se legăna pe o pânză de păianjen și fiindcă lui îi se rupea, a rămas la fel de arogant. Bun, dar ceva din partea mai neinstruită a partidului știi? Știu, deci avem așa. Podul de piatră s-a dărâmat, a venit Marian și l-a luat.
vom face altul pe rem în jos, să nu-l găsească Marian cel furăcios. Bravo, bă, copilași! Da. Dar stați, stați că mai sunt. Da. Ceva cu șeful partidului, știi? Cum să nu, cum să nu, de ce? Atenție, 2, 3 și... Mi-o zis sacra că mi-o da, văleleu, văleleu, vilă când m-ai mărita, văleu, da, văleu, da, da, bravo, văleleu. Bravo, dar... Cântece din garda veche, cu mitrea, de exemplu. Știu, știi? Știu, 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 da, cu mitrea, știu, atât. Țăranul e pe câmp, țăranul e pe câmp, ura, drăguța mea, are pană la tractor. Bravo, mă, dar spune ceva și cu Nea Nelu, mă, știi? Deci aici e mai complicat cu Nea Nelu, că era mic, mic, mic. Deci hai la lupta cea mare, rob cu rob să ne unim, cântând internațională, cu Nea Nelu înfăptuim. Bravo, mă, copilaș, bravo, felicitări. Vedeți, nu mai sunteți... Da. Bravo, ciungă! No, nu, nu, nu mai sunteți un secret nici pentru copii. Trecem la cei mari. Nena, nena, poți să zici pentru tine ceva? Trecem la cei mari. Podul de piatră s-a dărâmat. Era potrâng ca tine. Trecem la cei mari. Mari hoți. Cântă, mă. Taci, mă. Vă aplaudați, nu, ăștia sunt hoți, nu trebuie aplaudați. Deci au dat cu jula. Deci se trăiți, că raportează chestia Rătuși Gureanu. Pe raza icitei Parlamentului a fost raportate mai multe dispariții misterioase care sunt denumite în termen de specialitate furăciuni. Da, și cum s-a manglit, nu vă spun? Ce anume? Deci avem o listă aici, mai puțin, să mă desfășor. Deci avem 7 stilouri de aur, ce? Un pix, probabil din greșeală, cred că l-a luat vreun țăran, 20 de metri covor, ce? Un termopan, da. Două clanțe și un vas de veceu. Și acum, din cauza asta, mă înțelegeți, vorba aia se pe ei. Aveți suspecți? Ei, suspect, mănânci calule, o vezi? Normal că avem suspect. N-ați văzut la parlamentaria că toți au fețe de infractori? Deci ei au furat, să înțeleg, bun. Nu, mama, normal că ei au furat. Bineînțeles că mama n-avea cum să intre în căsoiul acolo. Dar problema e că juridic n-avem cum să-i agățăm și n-avem ce să facem, drept pentru care procedăm cetățenește. Adică dăm acatiste pe unde putem și noi să le coacă o mână, să li se moaie, să... Iată disoluția, disoluția puterii din stat. Trăznivar să vă trăznească. Dacă aș fi Moise, v-aș da cu tablele legilor în cap. Marș la locul lui voastră. Tu nu, tu nu, eretic romano-catolic, ce ești, stai în picioare. Da, părintele, eu am un picior în gips. Dumnezeu nu bate cu bățul, stai așa, stai așa. Doamne, doamne, de ce m-ai pedepsit tu pe mine să fiu Sfântul Gheorghe care luptă cu balaurul nesimțirii, ignoranței și reavoinței copilăriei, de ce? Amin. Ce zici, mă, Basilica? Ce zici? Mă, tu ai văzut codul lui Da Vinci? Ia, vină încoace. Ia, 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 vină tu încoace la catedră. Ai văzut codul lui Da Vinci? Ia, bagă tu 10 automasaje. Hai. Da, domnul părinte profesor, dar n-am făcut nimic, am zis doar amin. Greșit, bă, păcătosule. N-ai vorbit tu, Belzebut a vorbit până glasul tău. Și cum zice și manualul de religie aprobat de ministrul adomniței, pe cel răutăcios îl va călca mașina în intersecție nesemnalizată. Aleluia, bagă. Dar de ce te zmiură-i, Coste? De ce? Ai, băi. Mi-e frică să trec strada, domnule părinte, să nu mă calce mașină. Stai liniștit, Costelu, stai liniștit, Costelu. Deci nu mă calcă mașină, nu? Ba da! Dar o să mor fericit așa cum sunt cei săraci cu vietul. Domn profesor, pot să întreb ceva? Bă, ereticule, zi. Zi, micuțo. Știți, mama zice că noi oamenii ne tragem din maimuțe. A, da? E adevărat? Dă-i mai cât e asta. Domnul profesor, mi-a furat banana. Să știți că așa scrie în teoria evoluționistă Darwin. Mie îmi place să citesc. Taci, păcătoasă, blasfemie. Crede și nu cerceta. Crede și nu cerceta. Da, îmi place să citesc, mă iertați. Citești? Doamne Dumnezeule, unde am ajuns? Unde te crezi tu aici? Crezi că suntem în Salem să citești? Ia stai-mă puțin. Bă, dar cum am ajuns noi aici în țara asta? Care mi-a făcut?
Alo? Băi, nu te-am sunat pentru asta, dar a venit mașina din Germania? E full option. Oh, perfect. Și terenul din Pipera? Bun, perfect, ia-l și pe ăla. Ok. Vino aici că avem probleme. Vino acum repede, hai. Vino. Ia-o vaia micuță, da? Și pregătește-o pentru, știi tu, serbarea școlară. Da, pentru serbarea școlară este, da? Încetişor, să nu te încingi, draga tati. Și o stai tot timpul mai acolo, la sărbare. Bun, ia să vedem ce lecție ați pregătit, mă, voi, pentru astăzi. Ia-i. Am terminat, părinte. Ai terminat? Vino da. Să-ți dau și temă pentru acasă, încă 20, ia biciu cu tine. Ia citește tu lecția din manualul de religie aprobat de ministrul a domniței. Bagă. Deci... Vasilică s-a urcat pe scară ca să strice un cuib de rândunică de sub streașină. Așa. În timp ce făcea rău, Dumnezeu i-a tras scara și Vasilică a căzut și a făcut comoție cerebrală. Foarte bine, așa îi trebuie. Asta este lecția de astăzi, uciderea lui Vasilică. Ce s-a auzit? Bună ziua, domn părinte. Gigel, de ce ai întârziat? Ce s-a auzit acolo? Domn părinte, am făcut o faptă bună. Am lucrat acasă la traforaj o căsuță pentru rândunică. Foarte bine, clasa, așa trebuie să faceți, da. Și eu vreau să o pun sub streașina casei. Bravo, clasă, atenție, vedeți? Zi. Dar n-aveam scară, părinte, ca să ajung la streașina casei. Așa. Și am luat scara lui domnul electrician care schimba un bec pe hol și el a căzut și a murit. Dar acum mă duc să fac o faptă bună. Bravo, mă, așa și trebuie. Că altfel o să ajungeți ca ea. Știți, dumneavoastră, pardon, în conflictul dintre mamă și fiică, dar vrem să vă propunem o variantă de împăcare. Ziua mamei sărbătorită în familia Zăvoranu, Doamne ferește. Amă, păpă, dar nu vreau să mă duc. Chiar trebuie să mă duc eu și ce dacă e maică mea? Și ce dacă... De ce nu te duci? Bine, mă duc eu. Ce cine e acolo? Eu sunt mama. Aole, ai venit să mă omori? Să știi că sunt la 112. Nu, mamă, nu. La mulți ani de ziua mamei, de n-ar mai fi, uite, ți-am adus niște flori. Sper că nu vrei să mă bați cu ele. Nu, dar nici tu să nu le mănânci. Uite, și să știi că am și o poezie pentru tine. De ziua ta, mămico, în dar ți-am adus inima și crede-mă, mămico, un dar frumos, mai mult nu se putea. Vai, mulțumesc, dragă, dar ce ai acolo în asta? Ce? Stai să-ți arăt ce am aici, uite ce am, dragă. Inima, e inima avocatului tău. S-o mănânci friptă cum i-ai făcut tu mie zilele. S-o mănânci friptă. Acum s-o mănânci friptă. Să știți că nu e butaforie, e chiar o inimă. Doamne ferește, ce familie inimoasă, familia Zăvoranu. De la piață dăm legătura la... Ia de aici inima. De la piață dăm legătura la periferie, pe izlazul din Pipera, băi, unde inimile sunt mai mici.